Ora 9:45 PM, 19 maiu 2022 AD. Nu mai am lumină. Ți-aș fi arătat o carte, cred că ți-am arătat-o, oricum ți-aș fi citit poate ceva din ea. Este de Radu Gir și se numește Poeme de Războiu. El a fost pe front acolo după Odessa, unde a fost eu prin stepa aia, până pe la Crimeea, până pe la, știu pe unde a fost el, la Mondial. Au scris poezii, frumoase poeziile, dar n-am lumină și acum e mare debandadă în țară, toată trupa vrea să se bată cu rușii. Chiar vreau să mai zic și chestia asta, uitați, știi cum e vorba latinească? Ubi bene, ibi patria. Adică unde este bine, acolo e patria. Asta e psihologia romană, adică română. Se duc, era bine în America, era bine nu știu unde, acum e bine să te bați cu rușii mâine. Și dar parcă văd că dacă rușii își flexează brandul, foarte mulți români să schimbe calimera, că așa sunt ei. Dar, nu vedem noi cei cu poemele de război. Oricum, nu, îți faine, descriu viața aia pe front. Pa aici că au avut o permisă, s-au dus la nevastă, s-a acasă, pa iar pe front. Așa era viața. Dar, mai mult și decât Radu Gir, care Radu Gir e legionarul arhetipal, că, de exemplu, frumoasa declarație de dragoste. Așa, uitându-mă, iar și iar, iar și iar, și apoi, deci, între filmele astea, bineînțeles că ăla de după Revoluție nu le consider filme, Licenii Rock and Roll sau Licenii în Alertă și trebuie astea, nici Licenii nu-mi place. Mie mi-a plăcut Extemporal la Dirigenție și Declarație de Dragoste, cred că e cel mai bun. 85. Bun. Ce vreau să zic? Le luăm pe Gagici. Scuză-mă. Deci, când zice jurnalistul ăla, bosule, Alexandru Bârsan, să facă propunerea. După aia zice colega noastră Corina. Corina fiind, cum să zic, comuniștii cu funcție, comuniștii capitaliști care apăruseră. Comuniștii cu haine bune, mâncare bună, viață bună. Nu erau nici răi, nici buni. Depinde, ar fi că oameni obișnuiți care trăiau mai bine ca media. Bun. Poate puțin superficial, dar oricum. Nu era o problemă cu ei așa. Adică nu erau de condamnat. Erau poate. Așa erau ei, nu? Bun. Cea mai și cea mai. Care-i treaba cu ea? Păi, la început nu înțelegem că nu înțelegem, dar când se duc la film, la filmul ăla cu păsărica aia și cu Harvey Keitel. Bun. Ies de la film, ea are părul negru. Deci asta să ții minte. Ioana Popa are părul negru. Asta o caracterizează. Se îmbracă în uniformă sau în haine, ea are părul negru. Bun. Și are atitudine cumva, știi, cam așa. Bun. Se întâlnește cu aia, de ți-am zis eu, Corina, și aia era cu o gagică care ea era de la SEC. Nici aia nu era o persoană rea și chiar i-a ajutat pe ei amândoi când au văzut că, bine, aia nu se poate ști ce a vrut ea de fapt. Că nu, adevărat că a fost un accident după aceea și nu, poate au trebuit investigații, dar în fine, ea când a văzut că Alexandru Bursan chiar o iubește pe Ioana, i-a spus, vezi că Ioana nu știu unde. Sau cu ce s-a întâmplat. Și atunci asta pleacă de pe șantier, de la piramide, se duce la mare și se vede pe iubita lui. La Vera, Vera, soltera, camarera, înțelegi? Bun. Dar vreau să zic aici o diferență. Deci se întâlnesc acolo la cinema. El e din Solaris. Aia, cum ți-am zis, e cu, ce să zic, cu Sissi, nu, nu chiar, e cu Johnny Holiday.
Ea e cu părul negru și aia are aici un clips, o stea în 5 colțuri, albă. Deci o securitate care se îndruma singură așa, sau poate nu singur, către America, dar tot securitate. Bun. Și atunci ce vreau să zic? O odă, o eglogă, un poem. Ideea în felul următor. Fata asta reprezintă, nu, dacă luăm filmul la port de simboluri, ea reprezintă legiunea română. Mă refer, care, ce să zic, au pornit, să zicem, teoretic frumos, deci cumva mai fascist. Dar eu nu cred că primii țărani legionari erau mari fasciști, că înțelegeau ei atâta ce înseamnă capitanul, cum îl cheamă pe tipul ăla. Dar, nu, au fost probleme, nici atâta nu cred că toți au făcut probleme. După aia a fost sistemul legionar cu Antonescu, rebeliunea, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. După aia a chinuit ca pe hoții de cai, ca pe câini. A chinuit prin închisori și omorât. Și după aia, știu, la filotimie omului. Și asta prezintă, de fapt, fata asta prezintă o legiune. Tot ce a avut e mai bun. Deci toată clasa s-a închinat la ea. Și Eugen, cum chema pe ăla, și Andrei, și Alexandru, și... De ce? Pentru că avea credință. Între toți ăștia, de exemplu, Corina. Nu pot să spui acum că era o ateie, dar... Nu, lumea era dură, trebuia să trăiască, în fine. Mihaela, securista. Nu pot să spui nici ea că ea era o ateie și o marxistă, dar... Probabil că era o agnostică. Ea căuta adevărul să și face magistrat. Era rudă cu Socrate, tipul bazatul ăla, băiatul bun. În schimb, fata asta, crezut în Dumnezeu și în deceniul 8, și în deceniul 7, și familia ei, și în deceniul 6, și în deceniul 5, și în deceniul 4, și în deceniul 3, și în deceniul 2, și înainte și așa. Înțelegi? E acea sămânță care nu a rămas identică. După 40 de ani de nebunie comunistă, mă refer, acum eu nu fac diferență că e comunist, nu, de ateism. Știi? E foarte interesant de ce comuniști o ținut neapărat să fie ateiști. Fata asta a avut credință. Înțelegi? Pe fratele ei, cum îl chema? Gabriel, ea Ioana, pe tasul Dumnezeu știe, popa. Era orfani. După aia, pe tasul, atâta lor hârâit la serviciu, că și unchii mi-au pățit la fel, iar unchii mi-au era doar penețist. Adică. L-au luat la bătaie, că s-au beut, trei comuniști, patru ori sări pe el, pentru că s-au bătut lângă linii, l-au băgat 7 ani pentru că au zis că au vrut să arunce pe linii. Minciuni. Asta a fost prin anii 50-60. Fratele lui bunica, lui Ana, știi? Deci a fost, zic, fără Dumnezeu, omul e neom, nu se poate. Și mai nou și cu Dumnezeu poate fi neom. Oricum, fata asta reprezintă ceva grozav și cred că e autentică, știi? Ea chiar vine din lumea aia, legiunii. Eu personal am învățat să respect toți oamenii. Eu le-am spus, bă, boșilor, dacă vreți să fiți legionari, ce vreți voi, faceți-vă. Dimitrie, Dumitru, Gheorghe, cum vreți voi. Dar care chestie, ce vă trebuie vouă să faceți ca nebunii ăia? De germani naziști sau ca Benito. Ce treabă aveți voi cu Benito, nu? Benito ortodox? Zici tu, e Benito ortodox? Sau Hitler, sau Franco, sau Salazar? Hai că Salazarul la măcar a fost mai de comitet.
Știi? Trebuie să fiu mai atent data viitoare. Nu. Deci, fata asta, mai ales după 47, nu a rezistat cu Kalashnikovul de gât sau cu, nu știu ce, armament, cu tancuri, cu panzere, nu. Ci cu rugăciune, cu Biblie, uite ce ea plânge. Și ăsta, Alexandru Borsan, o mângâie. Deci, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și vreau să spun un singur lucru, Emi. Tu mă vezi aici, că vorbesc. Ca umbra, nu? Dar îți spun. Când ești la spital, internat, n-ai ce mânca, n-ai bani de acasă, sau, și dacă ai să cumpără dimineața și nu poți să cumperi tot timpul, duminica n-ai ce cumpăra, sâmbătă, mănânci duminica seara la ora 6 un pateu, sau un ou, sau ce mănânci tu, ce să dai acolo, aia canci, te culci la 10, faci foame, tati, dacă nu dai peste un țăran să-ți dea acolo, să scoată acolo bananoasele, cârnatul, brânză, pite și de-aia, bă, fereacă aici și să mâncăm amândoi. De prin pădure, de pe unde se iei. Dacă nu-ți pune Dumnezeu mâna în cap, faci foame, tati. Și nu-i numai atât. Poate fi și mai rău. Poți să fii la parter, poți să fii nu știu unde. Îți amintești doar două fericiri. Tu știi ce înseamnă asta? Tu câte fericiri îți amintești, obicei? Îți amintești ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și mai zici, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. După aia pauză, nu mai știi, nu mai de cap. Nu că e problema, ci că suferi atât de mult. Și, da, noi citim despre Solzhenitsyn, despre Bukovski, despre nu știu cine, dar lasă, stai acolo, cui pasă de niște săraci. De aia stau, că săraci, n-are nimeni ce să-i ajute. Și eu dacă n-aș avea pe tatăl meu și n-aș avea pe nimeni, ar trebui să dea drumul. Înțelegi? Drumul morții, mă, morții, ăla ar trebui să dea. Aș muri acolo și nu m-ar căuta nimeni, nu din lume. Din lumea voastră aceasta normală. Și eu îți garantez că fata asta cu cea mai și cea mai. Bine, sunt multe faze aici. Poate chiar măsa lui Bârsan l-a aranjat pe. Poate să fie orice, multe cazuri. Caz după caz. Uite un lucru. Măsa lui Bârsan l-a regulat pe tasul lui Ioana Popa. Una. Sau, dacă nu măsa, alți comuniști, cu ce bă, legionarul de bă, și ăla e și deținut politic, Popa ăla. Ce bă, bulă, bă, ce fata ta cu bossul nostru. Ia hai să te enervăm, hai să facem ceva, să dai cu utilajul, să te urci beat pe utilaj, să te îmbetăm înainte de lucru, ceva de genul ăsta. Și l-au aranjat. Eu știu că și-am pățit așa, chiar în 85. Doi oameni s-au dus. Copil mic și un copil mare au avut. Au rămas copii orfani. Înainte să mă învăț la rugăciune. Înțelegi, drag? Nu. Deci, și filmul. Da. E bun, frate, e bun. Asta vreau să zic că. Și fata asta, Ioana Popa, era luată și l-a puricat de profesor ca doamna Isoscea, sau mai știu care, tocmai pentru că ea era credincioasă.
Deci este posibil ca odată cu comunismul, fiind uciși legionarii și chinuiți ca hoți de cai și interziși oastea Domnului de la ortodoxii să fie apropiat. Cum zice în extemporal la dirigenție, cum te cheamă? Stan cu Cornelia. Adică Stan, legionarul, cu Cornelia, ostașa, oastea Domnului. Că s-au strâns la un loc, într-o lume din roz, ca să aibă o familie creștină, ca cam așa ar vrea tot românul până la urmă. Nu le trebuie lor drepturi pentru broscuțele vudu. Înțelegi? Da, și... Filmul e foarte bun, fata asta joacă foarte bine, ea e cea mai și cea mai, dar și... și... No, ca să nu mai zic că ea este un elev transferat care a avut probleme la altă școală, are probleme la școală asta, pardon, dar învață bine și serioasă, are grijă de familia ei. E și deșteaptă și frumoasă, vrăjește toată clasa și după aia are bac bun, ia bine la bac și poate să meargă să facă medic. Să dea la medicină. Ca să nu mai zic de tragedia din familia lor, gândește-te, muierea, mama moare, cine știe de ce. Tatul cade în patima beției, pe gândește-te și tu, deținut politic, muncă de jos, ca în, la deratizare, ca în celelalte pământeni. După aia, în sfârșit, ajunge pe șantier și acolo nu-l mai lasă năroz, bețivi, nebuni, ăia erau nebuni. Uite că se întâmplă accident de muncă, când fata are toate posibilitățile în față, iar măsa lui... doctorița aia lui măsa lui Alexandru Bursan îi bagi de cap cu ei, o nebun, aia e nebună, mă. Și noroc cu Alexandru că e băiat sincer așa și cu Mihaela aia care vrea să caut, să vadă ce se întâmplă de fapt între ăștia de nu se înțeleg, aia se duce la el, joacă un pic de teatru și pe aia spune, vezi că fata aia acolo și are necazuri și asta ce s-a întâmplat. Atunci ăsta se gândește, da, mă, uite, mă, că nu m-a părăsit Ioana Popa și pleacă la ea. Să-ți termină filmul. Și tasul lui Alexandru Bursan, iară la inginerul ăla, era om ca lumea. Probabil și ăla venea dintr-o lume din asta, mai ceva, cine știe ce venea el așa. Poate vreun ilegalist, poate vreun, tocmai vreun anticomunist de pământ, ceva copil de din ăla, Dumnezeu știe, dar eu îți spun că România, Republica Socialistă România, în anul 1985, a recunoscut Vanoarea Legiunii Românești. Asta e ceva foarte frumos. Și astfel, știi cum e, pe românul tău să-i înveți să fie soldat, că e de la natură. Dar dacă distingem între influența hitleristă sau germană, sau cum zice, bineînțeles, există o influență germană benefică, nu? Weimar, Jena, Heidelberg, Königsberg. Ce ziceam eu, multe lucruri. Dar dacă distingem într-o ideologie de doi lei și creștinismul nostru și niște valori care, cum zice Iisus Hristos, cuvântul meu va rămâne în veac. Și oricine crede și nu știu ce în mine, nu va muri niciodată. Va pieri niciodată. Dragostea nu va pieri niciodată. Asta... Nu, fata asta are părul negru,
ca și Biblia ortodoxă.